A fost o zi tensionată la Caracal, unde Gheorghe Dincă, bărbatul care a mărturisit că ar fi ucis două adolescente, a participat la încă o reconstituire. Astăzi le-a spus anchetatorilor ce a făcut din momentul în care a luat-o la ocazie pe Luiza Melencu. Rudele fetei au suportat cu greu să stea în preajma suspectului și chiar au încercat să ajungă la el. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. În jurul orei 9, Gheorghe Dincă a fost dus sub escorta trupelor speciale acasă. Împreună cu anchetatorii a început să refacă traseul pe care l-ar fi parcurs în luna aprilie, când s-ar fi întâlnit cu Luiza Melencu. Prima oprire a fost în centrul orașului Caracal, de unde Gheorghe Dincă ar fi luat-o la ocazie pe Luiza. Părinții și bunicul fetei erau în zonă și au cedat. De altfel, zeci de oameni și-au revărsat furia asupra suspectului. Să simtă și el, cum simt părinții ăștia și noi oamenii toți. Trebuie să fie copilul meu, al cui, oricui. Următoarea oprire a fost pe un câmp, în apropiere de Dioști, comuna Luizei Melencu. Înconjurat de polițiști, de procurori și de jandarmerie, Gheorghe Dincă le explică anchetatorilor în aceste momente care este locul în care a aruncat telefonul Luizei Melencu. Pe tot parcursul zilei, rudele au încercat cu disperare să ajungă la suspect, dar nimeni nu a putut să treacă de autorități. Cel mai dramatic moment al reconstituirii s-a petrecut în fața casei din Caracal, în clipa în care Dincă a repetat scena în care ar fi dus-o pe Luiza acolo. Mama și mătușa adolescentei au leșinat și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Reconstituirea a continuat în curte, unde Luiza Melencu ar fi stat aproximativ 6 ore până când suspectul ar fi comis crima. După ce a susținut inițial că i-ar fi aruncat trupul în Dunăre, Dincă a venit cu o altă declarație. Spune că ar fi recurs la incinerare, la fel ca în cazul Alexandrei. După ce au terminat reconstituirea în casa suspectului, procurorii au resigilat imobilul și au pornit din nou în teren. Lăsați pietrui jos! Lăsați pietrui jos! Ce faci? Nu vă fac nimic atâta timp când nu faceți nimic! Dincă le-a indicat locul în care ar fi aruncat rămășițele trupului Luizei, la marginea unei păduri, în apropiere de Caracal. În final, anchetatorii au mers către Slatina, unde Dincă a spus că a lăsat rucsacul fetei. El a povestit că a făcut toate aceste lucruri la o zi după ce a luat viața Luizei. Mâine, Dincă va afla și dacă mandatul său de arestare preventivă va fi prelungit. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.